Antrenorul principal al echipei FC Zalău s-a arătat satisfăcut de locul 2 ocupat de FC Zalău la finalul turului și recunoaște că nu se aștepta la o clasare atât de bună după 13 etape. Locul 2 ocupat de FC Zalău la finalul turului de campionat i-a surprins pe mulți iubitori ai fotbalului sălăjean, chiar și pe cei din conducerea tehnică și administrativă a clubului. Ne bucurăm cu toții că am terminat turul de campionat pe locul 2. Într-adevăr, un loc pe care mulți nu l-am visat, chiar nici eu la începutul turului de campionat, dar prin muncă, seriozitate și prin dăruirea jucătorilor am obținut locul pe care ne-am situat și suntem acum. Cui se datorează, să spun așa, în special această poziție? Bineînțeles, jucătorilor. Deci, ei au muncit, ei au s-au dăruit, s-au antrenat bine, deci prin muncă și seriozitate s-au obținut rezultatele din campionat. FC Zalău a acumulat 26 de puncte în turul campionatului, înregistrând 8 victorii, 2 remize și 3 înfrângeri. Lider în seria a 5-a este FCM Baia Mare cu 29 de puncte, dar returul dintre FC Zalău și FCM Baia Mare este programat pe stadionul municipal din Zalău în etapa 3-a a returului.